se spune Olteanca de pe TikTok. Vrem să urmărim și noi momentul de la Emor și să ne convingem și noi cum e dată pe spate, însă nu acum, ci puțin mai târziu. Cel mai bine ar fi să vorbim despre el și să ne spui cum a fost pentru tine experiența de a-i cunoaște până la urmă față în față pe jurații de acolo. A fost o experiență foarte frumoasă. Îmi era foarte frică de domnul Chelu, pentru că se tot... Domnul Chelu? Da. Uite, mai avem aici un domnul Chelu. Nenea Chelu. Nenea Chelu. Da, dar s-a adevărat că este un om minunat și cumva și reacția dânsului a fost... A fost foarte ok. Dar, am văzut și eu. Da, de ce ți-a fost teamă? De ce ți-era teamă de Chelu? Știai că ce? De reacția, da. Am văzut, urmăresc emisiunea și am tot văzut reacțiile dânsului și mi-era teamă cumva. Ți-era teamă că nu va percuta, cum se zice în limbajul nostru, la glumele tale, nu? Exact, că nu se va distra, că nu va așa și va avea fața aia plictisită așa și aia de-abia așteaptă să... Așteptând abia să ieși din scenă, nu? Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că s-a ridicat de pe... S-a ridicat, dar s-a ridicat pentru că știa că ți-e așa un pic teamă de el. Dar am văzut reacția lui Mihai, o reacție foarte, foarte frumoasă. Deci când i s-a așa umezit buzele când te-a văzut, a rămas cu ochii fix la tine, s-a îndrăgostit de tine, practic, nu? Din ce știi tu așa? Nu cred că s-a îndrăgostit, da, cred că... I-am părut puțin drăguță, dar nu cred că s-a îndrăgostit. Puțin drăguță, ești modest, am înțeles. Eu ți-am urmărit în momentul, de fapt toți ți l-am urmărit și nu te mai opreai. Era avea așa un debit veral. Ai spus ceva acolo pe care nu l-am înțeles nici eu. Ce ai spus? Ceva foarte rapid, la un moment dat, mai știi? Cred că un exercițiu de dicție, e un exercițiu de dicție, dar mai știi? Da. Ia spune-ne-l acum. Erau trei frați, Ancifan, Ancifan și Fonici, trei surori, Țica, Țica, Rica, Țica, Rica, Rampam, Fonici, și-a făcut copii, Ancuțica, Ancifan, Cuțica, Rica, Ancifan și Fonici, Cuțica, Rica, Rampam, Fonici, Ancuțica pe fui, Ancifan, Cuțica, Rica, pe fugi fui, Ancifan și Fonici, Cuțica, Rica, Rampam, Fonici, pe fugi funi. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu cum i-a mers! Tiripam, Fonici, Tiripam, Fonici, știu și-o pe asta cu Tiripam, Fonici, da? De-aia vreau și-o să zic după tine, așa măcar un pic, zi prima... Erau trei frați. Erau trei frați. Ian Cifan și Fonici. Erau trei frați, Ancifan. Ian Cifan și Ian Cifan Cipon. Ian Cifan și Fonici. Cifonici. Cât de cât e bine, da, da, pe acolo. Și din momentul ăsta s-a pierdut firul. Ia ce Ian Cifan mi-a vrut să facă ceva, ce un copil cu Ian Cifan, da, acolo și domnul Chelu s-a pierdut total, nu? Da. Dar de unde debitul ăsta verbal, de unde dicția asta? Că până la urmă totuși nu e atât de ușor. Când eram micuță, mereu îmi plăcea să învăț exerciții din astea de dicție. Și cred că de acolo cumva. Și de unde toată treaba asta cu Olteanca de pe TikTok? Eu mă tot gândeam să fac ceva amuzant pe TikTok și am gândit un videoclip și am zis ce ar fi să fac eu niște glume despre Olteanca, pentru că nu am văzut pe platformă până atunci așa ceva. Niște glume și, despre Olteanca. Da. Perfect. Și primul meu TikTok pe care l-am făcut a bubuit. De așa gen, a bubuit, efectiv, a fost viral. Cristina, tu fiind de unde? Din Gorj. Din Gorj, deci asta este. Spune-mi, cum ți-a schimbat viața experiența asta a umor? Foarte plăcut a fost. A început lumea să recunoască pe stradă, exact, nu știu, poate prietenii, înainte, colegii. Am mai spus asta, înainte îmi ziceau Olteanca de pe TikTok. Uh-huh. Acum Olteanca de la umor. S-a schimbat cumva. S-a schimbat. Da. Lumea, nu știu, te oprește pe stradă să-ți spună... Da. Asta mă bucură foarte mult, da, pentru că îmi spun că le place foarte mult contentul meu și mă bucură cumva că pot să continui cu acest lucru. Și totuși pe tine TikTok-ul te-a făcut celebră. Da. Care este unul dintre cele mai, nu știu, recunoștibile TikTok-uri pe care le-ai făcut? Unul care te-a, poate chiar primul care a bubuit. Da, primul a fost ceva în mod special ce ai spus acolo și... Am făcut ceva cu semaforul. Știu că la un moment dat a făcut cineva o glumă cu semaforul și am zis că mă duceam în drum spre facultate și cumva am văzut un verde la semafor. Nu era intermitent, că poate m-a bucat puțin dansul, dar mă rog, nu mai știu exact cum a fost, că eu asta le-am spus, nu le-am scris cumva. Era spontan, pentru că nu mi-am scris nici la umor, așa cum am spus, eu am venit cu alea spontan. Nu e, uite, o fată spontană, nu-i de aici de cum. Da. Ai venit cu o improvizație, așa, practic, nu? Da, cumva, da. N-ai venit cu ceva învățat. Nu mi-am scris niciodată un text. Spuneam de lucrurile frumoase care s-au întâmplat după umor. S-au întâmplat și lucruri mai puțin frumoase, pentru că au fost niște guri rele, care probabil din invidie sau nu știu de ce, poate ne spui tu, au spus că tu înainte de a veni la umor făceai video chat. Este adevărat? Da, este adevărat. Acum
8 ani de zile când am venit eu aici la București. Cumva, stai în București asta, de 8 ani de zile. Da. Cumva asta a fost, am avut ghinionul, să zic așa, să fie acesta anturajul. Și am făcut acest lucru 2 luni de zile, după care mi-am dat seama că nu e ceea ce îmi doresc, că nu este mediul în care îmi doresc să mă învârt. Și am ieșit din asta. De ce spui, de ce spui ghinionul până la, până la urmă? Știm, videocetul e o chestie, da, nu fac eu promovare videocetului, dar nu e o... A fost foarte greu să mă accept cu această greșeală. Mi-a fost extrem de greu. O consider o greșeală? Da, este o greșeală din punctul meu de vedere și m-am acceptat foarte greu să trec peste această greșeală. Am fost chiar și în depresie, dar acum sunt bine. Ce înseamnă ai fost în depresie? După cele 2 luni în care ți-ai dat seama că ai făcut o greșeală, după cum spui tu, ce a urmat? Eu am făcut un vlog cu, cred că, îl știe cât de cât lumea, cu Andy Popescu. Și cumva acel vlog a avut un mare succes. Și mi-am dat seama că îmi place foarte mult latura asta și am vrut să fac și eu acest lucru. Avem și noi pe ecran. Da, exact. Și de acolo a început să vină hate-ul și eu când am văzut acest lucru, că oamenii cumva m-au recunoscut că am făcut această greșeală, m-am retras. Câțiva ani de zile, da, m-a afectat foarte mult și m-am retras din asta. Iar apoi... Ai cerut ajutorul cuiva de specialitate? Că ai zis că ai fost într-o depresie. Da. Ai fost și la psiholog pentru asta? Da. Vai. Da, mi-a fost extrem, extrem de greu. M-am judecat foarte mult pentru această greșeală. Dar tu ai spus că ai făcut asta din cauza anturajului. Nu ai făcut-o cumva și din cauza faptului că poate nu aveai bani și te-ai gândit că în formă rapidă, facilă de a câștiga? Da, exact. Eu vedeam la cei din jurul meu că, nu știu, trăiesc au o viață foarte plăcută. Și te-ai gândit și... că e o modalitate rapidă de a face bani. Da, exact. Am zis să încerc și eu. Adică mi-a plăcut cumva ceea ce se întâmpla cu ei. Ai câștigat mult în cele 2 luni de zile? Nu foarte mult, dar da, cât să-mi permit aproape orice. Oho. Despre asta e vorba până la urmă. Adică ai fost atrasă de... Da, exact. Am fost atrasă, dar mi-am dat seama că am fost destul de inteligentă, deși puteam să-mi permit orice, am fost destul de inteligentă să-mi dau seama că nu acest lucru îmi doresc eu pe viitor și nu este anturajul pe care mi-l doresc. Nu este lumea în care îmi doresc eu să mă învârt. Până la urmă este bine că ți-ai asumat-o, da, ai trecut peste, cu greu cum ai trecut, dar ai trecut peste și iată-te acum o fată frumoasă, iubită de o țară întreagă și are TikTok-ul, ai TikTok-ul la picioare. Până la urmă, cred eu că asta e cel mai important. Restul greșeli în viață facem cu toții. Da. Bun, Cristina, uite, noi să te invităm să rămâi cu noi până la sfârșitul emisiunii, pentru că avem muzică bună, avem invitați drăguți, așa că nu mai e mult până la final. Sigur. O să...